Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Radu Antohe, specialist în politici agricole și dezvoltare rurală. Bună dimineața, domnule Antohe! Bună dimineața, domnule Macovei, și bună dimineața, în ultimul rând, telespectatorilor noștri. V-am chemat să discutăm un pic despre lucrurile pe care le pregătiți în zilele ce urmează, sâmbătă. La Forța Fermierilor Expo avem un târg de agricultură dedicat fermierilor mici și mijlocii, fermei de familie, și sâmbătă este ziua zootehniei, și profit de ocazie să facem așa un pic o evaluare unde se află zootehnia românească în acest moment și, evident, care ar fi oportunitățile de dezvoltare și care ar fi, până la urmă, lucrurile pe care fermierii români ar trebui să le. A afle și mai departe, evidențele și urmărească de acum înainte. Uh, haideți să începem cu uh, prima parte uh, a întrebării și anume, unde se află zootehnia românească în acest moment în uh, evaluarea dumneavoastră? Analizând la rece sau la o primă vedere, în ansamblu, evoluția zootehniei românești, mai ales după cei 15 ani de integrare în Marea Familie Europeană, astăzi zootehnia românească s-a pregătit de o evoluție, sau mai bine zis, de o aterizare forțată, să-i spunem, în contextul general al climatului în care ne aflăm din cauza evoluției în, în, în România și în regiune, bineînțeles, a unui cumul de factori, consider că din cauza unor riscuri, riscuri pe care le preîntâmpinăm de pe de o parte, pe de altă parte, le primim ca atare și trebuie să facem față unor asemenea riscuri, a unei lipse de predictibilitate din, dintr-o sumedenie de, de, de factori. Cred că astăzi, zootehnia românească, în primul rând, valorificarea produselor primare din agricultură și aici asigurarea parcului furajer pentru animale este o condiție sinecvanul, pentru că fără o asigurare a nutrețului, a furajului, care reprezintă undeva. În medie, pentru fiecare specie de interes economic, mai bine de 60-70% chiar din valoarea totală a costurilor. Așadar. Și a, nu evoluța... suntem. A... În acest moment, din păcate, crescătorii români nu sunt în situația de a-și asigura uh, furajul pentru animale, creșterea de preț la furaje, uh, sigur, seceta care a redus oferta și așa mai departe. Este foarte adevărat ceea ce spuneți, domnul Macovei, evoluția în acest an cu începutul instalării, sau mai bine zis, a unei, nu știu, pre, predispoziții pentru o instalare a unei secete în componenta vegetală, în agricultură, și, bineînțeles, multe mulți alți factori, așa cum ați enumerat, riscuri care contribuie la, la evoluția negativă din acest punct de vedere. Bun. Creșterea forțată a prețurilor, în primul rând la energie și gaze, au dus la scumpiri în lanțul valoric, și aici vorbim, în primul rând, de inputurile categoric și de, de, de prețul motorinei utilizate în zootehnie, pentru utilajele care sunt astăzi în, în agricultura, în zootehnia intensivă, dar, bineînțeles, și în gospodăria țărănească. Și vorbeam de ferma familială. Categorică și aici fermierul sau gospodarul sau crescătorul de animale simte acest, acest factor crescut. Pe de o parte, pe de altă parte și în continuare, lipsa de capitalizare a fermierilor da. au dus la o scădere a puterii de cumpărare. Păi bun, dar atunci întorc un pic problema și vă întreb direct. Mai rentează în acest moment să crește animale în România? Ori, oriunde ne uităm apare întrebarea. Crescătorii români de animale mai au, mai au tragere de inimă în această îndeletnicire? Din sumedenia de uh, riscuri și de evoluții nefavorabile, să știți că, uh, domnul Macovei, este un moment zero, îl considerăm în zootehnie. Poate fi un moment astfel de moment zero, în care, uh, pe anumite uh, uh, considerente, zootehnia poate fi uh, o oportunitate. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că, astăzi, uh, în acest context, managementul fermei zootehnice va juca un rol extraordinar. Și aici mă refer în primul rând la... Chiar, chiar, chiar și în ferma mică, nu? Chiar și în ferma mică, pornind de la toate structurile, toate categoriile de ferme, dar cu preponderență. Zootehnia va avea o certitudine în contextul în care s-a reușit pentru prima dată de blocarea și aducerea la zi a plăților, a sistemului public de finanțare, și nevoia de a continua și de a încuraja noi măsuri, și aici vorbeam de momentul zero un pic mai devreme, de necesitatea de a veni pe o transparență, pe o evoluție concretă de sprijin, atât din partea publicului, cât și mai ales din partea mediilor asociative. Medii asociative care se află și ele într-un moment de răscruce, o analiza membrilor, a evoluției pe care au avut-o în acești 15 ani, eu cred că poate fi o mare oportunitate pentru zootehnia românească să se relanseze pe principii durabile, pe principii Adică trebuie să, trebuie să aibă și cine să-i reprezint, să reprezinte mai departe, inclusiv în, în lucrurile poate mai puțin plăcute, în, în cele mai contundente cu decidenții politici și administrativi și este sigur, foarte adevărat. Bun. Din perspectivă am reținut ceva important că nu e vorba doar de sectorul agroalimentar și consumatorul trebuie să țină aproape cu, cu crescătorii români de animale. Din perspectiva aceasta întrebarea vom mai găsi de exemplu lapte românesc în, în, în magazine. Din punctul dumneavoastră de vedere ce răspuns ar primi această întrebare a unui consumator cu siguranță. Aici piața uh, este cea care uh, reglementează și uh, va consterna, să spun, evoluția cererii și a ofertei. Categoric, fermierul va fi astăzi uh, expus unui risc, dar în același timp consider că uh, nevoia de a asigura va fi din ce în ce mai acută din punct de vedere al consumatorului, de a nu rămâne fără produs. De aceea exclud orice variantă din acest punct de vedere, ca produsul românesc și în speță laptele, laptele produs în fermele românești să lipsească din galantare sau să lipsească de pe rafturile magazinelor pentru a fi, să spun, un impediment pentru consumator. Consider Bun, că... la, lapte, la lapte este în acest moment, crescătorii de, de vași de lapte au o serie de revendicări și propuneri către, către guvern. Se dorește un sprijin, o formă de sprijin pentru a compensa aceste creșteri de cheltuieli uh, și în același timp de a ține prețul produsului finit sub control. Haideți să luăm un pic așa pe zone. De exemplu, am vorbit de vaca de lapte. La vaca de carne cum vedeți uh, perspectiva? La, la vaca de carne, și la lapte, bineînțeles, perturbările din piața comună își vor spune amprenta din punct de vedere al oportunității pentru perioada următoare pentru fermi. Dar România are, are o șansă să, să joace mai și mai bine și să, să fie importantă în această zonă, nu a vacii de carne Unde, primul... unde noi n-am unde noi -am stat foarte bine până acum câțiva ani. Nu am stat deloc și cererea la nivel de piață comună și nu numai, cât și la nivel de piață globală a crescut pentru acest uh, produs și astfel, când de curând și spuneam acest lucru de fiecare dată, rolul și importanța uh, așezării mediului asociativ care reprezintă uh, creșterea vacii de carne în România, Va duce la o creștere a unei oferte, unei oferte apreciate din punct de vedere calitativ pentru consumator, și cred că viitorul sună bine, dacă îmi permiteți această asemănare din acest punct de vedere pentru vaca de carne. Sâmbătă, la Ziua Zootehniei, la Forța Fermierilor Expo, vom, vizitatorii vor vedea și exemplare din zona vacilor de lapte și de carne, nu? Prima ediție, prima ediție dedicată fermei familiale zootehnice din România. Ce înseamnă un concept. Și aici, vizitatorii, toți cei care vor veni, nu vor regreta. Vor vedea modele, modele de medii asociative, de fermieri, cum s-au organizat, pe ce principii, cum sunt structurați din punct de vedere al uh, managementului, al organizării. Deci va fi un schimb de ferme. experiență. Vor, vor afla. Până la urmă, chiar și secrete sau tehnici, foarte soluții multe, foarte pe care multe, foarte în, multe. în zona aceasta a fermierilor mici și mijlocii, accesul la informație câteodată este, la informație de calitate, tehnică, sigur, mass media, o parte din mass media și inclusiv noi aici suplinim, iată că discutăm despre toate aceste lucruri, dar evident este nevoie și de o informație tehnică. De specialitate Macovei, din, uh, Macovei, care să vină din partea unor experți. Într-un într -un cuvânt, ce-aș vrea să spunem telespectatorilor și tuturor celor pe care îi așteptăm la, la manifestarea noastră de sâmbătă, dedicată viitorului zotehniei românești și, în speță, al valorificării superioare. A materiilor prime, a materiilor prime, a produselor de origine animală din fermele zootehnice românești, în cadrul fermei familiale. Adică să reprezinte în viitor uh, Sigur. această uh, oportunitate pentru ferma familială ca fiind un motor de dezvoltare uh, al e și greu de e, e, e și greu de închipuit o fermă mică sau mijlocie prosperă cu adevărat în România, fără să ai zootehnie, că doar cu grâu și cu porumpe. 20 de hectare, puu, e greu să vreodată, adică e, ești supus unor, unor riscuri și uh, performanța, profitabilitatea, competitivitatea este evident foarte, foarte jos. Uh, am vorbit de vacă, uh, haideți să vorbim un pic de uh, zona de pasăre, să zicem. Sigur, nu, nu, nu neapărat în corelație cu ziua zootehnie, dar să trecem un pic așa să să uh, facem un, un scurt uh, update unde se află fiecare din aceste zone de creștere a animalelor în România. La uh, pasăre, la carne și la ouă, cum stăm? Care sunt problemele? Sunt pe alocuri anumite aspecte legate de evoluția aviculturii în România și anume faptul că uh, ne aflăm pe o piață concurențială, cu mari jucători în piață și aici aș aminti rolul și importanța Poloniei ca mare producător a Germaniei, bineînțeles, în acest context în care. care presează bine... și piața românească, nu? Absolut, absolut. Și aici vorbim de anumite sincope legate de uh, modul în care fermierul, a, avicultorul român, cel care uh, reprezintă singura brumă din zootehnia românească care încă mai face performanță sau încă. Mai uh, evoluează într-un sector în care se mai pot uh, obține rezultate. Dar de ce spun acest lucru? Pentru că, într-adevăr, și aici presiunea foarte mare din punct de vedere al evoluției în acest context al creșterii costurilor, costurilor de la o zi la alta, al creșterii furajului, categoric și în avicultură, vor aduce nori negri, nori negri asupra uh, crescătorului de păsări și aici, atât pentru, pentru creșterea. Păsărilor de, de, de carne, pentru cei care cresc pui broiler, dar mai ales pentru cei care cresc găini ouătoare. Mai ales că ieri am văzut un semnal puternic că această zonă a crescătorilor de păsări ouătoare, de găini ouătoare, dau semnale că sunt ceva probleme în sectorul pe care în care activează. Noi vom avea și că, o susținere. Și că este nevoie de o susținere care, în final, să se traducă în în marfă de calitate, la prețuri rezonabile pentru consumator român și, în același timp, să păstrăm totuși în economia asta niște companii care plătesc taxe și impozite, angajează uh, uh, oameni. Uh, nu, nu putem trăi numai cu importuri sau, mă rog, cu produse aduse din afara țării. Categoric, așa este. Noi, din acest punct de vedere, vom pregăti o surpriză. O surpriză pentru avicultorii din România. O abordare nouă. Într-un context în care vrem să aducem uh, transparentizarea comunicării uh, elementelor esențiale pentru bunul mers al politicilor în creșterea păsărilor. De aceea, foarte da. multe surprize vor fi da, uh, da, pentru da, toți da. cei care ne privesc. Uh, mai departe, în zona care, din punctul meu de vedere, este cea mai dramatică, și uh, aici am discutat cu mulți crescători. Nu, nu, nu sunt foarte optimiști, chiar și cei mai pozitivi. Cum relansăm, totuși, producția de carne de porc în România? Pentru că pare că am intrat într-un vicios. Sigur, pesta porcina africană este o realitate cu care se confruntă și alte țări, dar parcă nicăieri n-am ras chiar așa industria sau ei, țările respective, n-au pus la pământ așa un sector de la cap la coadă. Experiența dumneavoastră și informațiile pe care le aveți și discuțiile pe care le purtați cu decidenți politici administrativi cu experți cu specialiști. Aveți o, o concluzie sau o idee o un, un verdict să Sa putem salva porcul românesc. Crescătorii de porcine de în zona aceasta și evident și mai departe și acest sector foarte important. La acest sector evoluția este foarte grea, nu grea, pentru că vorbim de o evoluție care a constrâns, să spun, performanța în, în suinicultură, în creșterea porcului în România și aceste sincope, pe lângă, așa cum ați enumerat, evoluția peste porcine africane, dar nu numai, cât și, bineînțeles, fluctuațiile și evoluțiile într-un context de piață comună, pentru că, la urma urmei, România este un mare consumator de carne de porc. Da. Așa, Adar... este, așa este, vă întrerup numai un pic, discutăm din perspectiva aceasta a consumatorului român, care este consumator de carne de porc, în mod evident, care sunt șansele să relansăm sectorul după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la agrostrategia împreună cu domnul Radu Antohe. Specialist și expert în politici agricole și în dezvoltare rurală, vorbeam despre ceea ce cred și pentru România trebuie să fie o prioritate națională: salvarea acestui sector de creștere a porcilor în, în, în România. Provocările sunt mari. Este adevărat, dar haideți să spunem telespectatorilor că premize bune sunt, dar numai într-o evoluție, într-o transparență tripartidă în care uh, politicile, pe de o parte, implementate, vor fi în transparență luate cu mediile asociative, cu fermierii. Ceea, ce interes... ceea ce în ultima vreme nu s-a prea întâmplat. Au fost anumite sincope din acest punct de vedere, le -o consider pasagere, dar ce este important ca regândirea sistemului de creștere a porcului în România, va fi primordială pentru viitoarele politici. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că o, asigurarea mărcii, a reproducției în suinicultură, în creșterea porcului, va trebui să fie o prioritate de maximă importanță. Deci prioritatea numărul unu al decidenților va fi să ne asigurăm reproducția. Cum? Într-un da. mediu de biosecuritate foarte bine stabilit, apoi asigurarea pentru uh, anumite categorii de crescători din spațiul rural, respectând anumite condiții foarte bine legiferate, vor pune bazele viitoarei, viitoarei creșteri a acestui sector în zootehnia românească. Consider că uh, importanța acestui sector va trebui să fie cap de agendă sau. Uh, un început pentru orice abordare a unei uh, tehnologii, a unei tehnologii de creștere a unei ramuri din zootehnie și de ce nu să fie uh, suinicultura sau creșterea porcului în România o prioritate și din acest punct de vedere pentru decidenți și mai ales pentru beneficiari. Că numai într-un tandem uh, lucrurile pot fi abordate uh, durabil și pot fi așezate pe făgașul lor normal de dezvoltare. Oi, capre, aici cum stăm? Iarăși vom avea, sigur, și la ziua zootehniei fermierii vor putea vedea câteva exemplare foarte frumoase, dar întâi evaluarea dumneavoastră, cum stăm aici în sectorul de creștere a oilor, a ovinelor și caprinelor? Categoric, acest sector și-a câștigat reputația și se află pe un trend crescător. Suntem al doilea stat din Uniunea Europeană ca pondere și ca volume din toate punctele de vedere ale evoluției acestui sector, continuă continuă să se dezvolte. Va trebui să mergem pe componenta de procesare și aici, categoric, descoperirea sau mai bine recâștigarea unor piețe tradiționale pentru uh, uh, produsele sacrificate din, uh, din speciile de interes economic de ovine și de caprine va trebui să fie o prioritate pentru evoluția ulterioară în, ur în următorii ani, din acest punct de vedere. Va continua acest trend crescător și de ce spun? De exemplu, proiectul, la început, am zâmbit cu toții când am auzit Alege Oaia, un proiect care a fost, să spun, lansat în România, dar care, să știți că, conform statisticilor și evoluțiilor, a rezultat o, o creștere și o, o cerere pe acest sector. A fost Consider o impulsionare, că... nu? Da. Categoric și consider că acest sector va continua. Avem în ADN-ul nostru, locuitorii din România, să consumăm produse de înaltă valoare, produse tradiționale. Și aici, când vorbim, în primul rând, vorbim de uh, evaluarea gustului și a calității unice a acestor produse, rezultate atât de pe, de pe zona montană, cât și mai ales de pe zona colinară și zona de, de Podiș a României, pe care nu putem nega. Este o biodiversitate și o bogăție extraordinară pentru creșterea ovinelor și caprinelor. Trebuie să vă întreb și de o zonă care, pe care știu că o aveți aproape și care, sigur, nu are neapărat legătură directă cu producția agricolă sau cu uh, zootehnia în, din perspectiva asta a valorificării economice, dar e un sector ca, în care România poate iarăși performa și. E și foarte frumos ce se întâmplă acolo. E vorba de creșterea cailor. Chiar, cum mai stă România în zona asta? Mai, a, aici, mai avem aici ați, ați, ați ridicat chiar o, o, o minge la fileu. Într-adevăr, cred că acest sector a ajuns, dacă nu, la nivelul de cel mai de jos, la cel mai, cel mai posibil de descreștere a unui sector, în care România era, în perioada interbelică, considerată regina creșterii cailor în, în Europa. Pe lângă tradițiile în Europa de vest, și aici mă refer în primul rând în regatele și în țările cu tradiție, România juca un rol foarte important. Astăzi mai avem, mai avem 12 herghelii și 3 depozite de armăsari. Cai de înaltă valoare, care sunt astăzi crescuți pentru a fi puși în valoare, dar cum? În primul rând, prin necesitatea de a organiza sau de a relansa rolul sporturilor ecvestre în România, al hipismului, pentru că România, din acest punct de vedere, astăzi, când nu mai folosim calul pentru a-l folosi la muncile agricole... De se, deci nu, poate nu... să iasă un business frumos de aici, se pot câștiga bani și, sigur, și crescătorii și țara până la urmă. Nu văd, nu văd un sector mai clar de creștere decât creșterea cailor în România. Și când spun acest lucru, va fi de un real interes. Vor fi de foarte mult, să spun, sprijin, pentru că și deschiderea aici a policilor statului o văd, o văd de locventă și mai ales că uh, caii astăzi ai României sunt proprietatea Ministerului Finanțelor. Vă dați seama, deci vorbim de o perioadă în care finanțele vor trebui să pună această politică în aplicare pentru a reuși să mențină, pe de o parte, valoarea genetică, ameliorarea acestei rase, pe de altă parte, potențialul extraordinar de business pe care România este o insulă negativă sau o insulă în această parte a Europei unde nu se valorifică calul astăzi din niciun punct de vedere. Domnule Antohe, vă mulțumesc foarte mult pentru analiza și pentru informațiile pe care le-ați transmis telespectatorilor noștri. Ne vedem în două zile la Ziua Zootehniei, pe care dumneavoastră o veți coordona la Forța Fermierilor Expo și veți intra în comunicare și în dialog cu fermierii, cu vizitatorii. Vă mulțumesc încă o dată! În cele ce urmează rubrica În Grădina Danei, colega mea Dana Constantinescu, am vorbit de ce se întâmplă în grajd, în coteț, acum mergem în grădină să vedem lucruri foarte, foarte importante, foarte frumoase, reportaje utile. Colega mea Dana Constantinescu le-a pregătit. Noi ne revedem luni la o nouă ediție Agrostrategia. Toate cele bune!